Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Am plecat din Moldovița. Avem de trecut un muntișor care în anii 60 a fost lucrat de pe două părți, ca să zic așa, două echipe de constructori de drumuri. Au început unii de o parte a muntelui și ceilalți din cealaltă parte. Iar când au ajuns în vârf și și-au dat mâna, ce au zis? Domnule, hai să facem și un monument. Monumentul, cum se spune, cum îi spune doamna? La Palma, din la Pasul Ciomârla. Opa, deci Pasul Ciomârla. Apoi așa, doamnă, dați-mi indicații, doamnă, să dăm informații aici corecte și concrete. Peisajul este superb, a nins puțin astă noapte. Mă uit și în stânga și în dreapta, praz. E verde, un pic de zăpadă, e un peisaj feric. Tot să te plimbi și să vezi frumusețile naturii, a patriei noastre, amicii noastre românii. Este deosebit. O frumusețe. Cât de frumos sunt încărcați brazii ăștia. Bine că acum au dat și un pic soarele și probabil că o mai căzut din zăpada care a fost așezată noaptea trecută. Dar e frumos. Aici văd că sunt ceva lucrări. Sper să fie numai un tronson mic. Cât de frumos să vede și în vale. Ce peisaj. Peisaj de poveste. Este monumentul ăsta. Și după aia o să mergem la margine, să vedem ceramica neagră. După câte am înțeles eu, este unică în țară și cred că și în Europa. Deci se obține printr-un procedeu special, probabil că și argila din care este făcută este și ea specială. Mamă, dar ce frumos să scutură zăpada asta din brazi. Merg mai încet ca să-mi intre frumusețile în ochi. Lucrări făcute în anii 60. Drumuri printre munți. Și-au crescut copaci, brazi. Chiar este frumos. Se vede extraordinar verdele astea al brazilor pe albul imaculat al zăpezii. A început ieri să cadă câte un fulg acum a stat. Norii parcă s-au mai răzbunat. Dacă iarna pe uliță, nu? Nu mai știu. Aștept continuarea. Era cei care învăța poezia mai devreme. O știa cu ceva ani de când am învățat-o la școală. Așteptăm monumentul, nu? Cât de frumos e să stai undeva într-un vârf dintre ăsta de deal și să privești pădurile astea care, nu știu, unii chiar cred că sunt tăiate, sunt furate. Dom'le, pădurile noastre sunt protejate, sunt legi. Nu mai luați după toate știrile care le auziți pe YouTube. Să vă arăte că se fură și într-adevăr că nu au acte pe materialul lemnos. Eu nu cred treaba asta, am umblat toată țara și vedeți cam cum arată și cât de frumoase sunt. E păcat să spunem că alții ne fură și să scoatem știri false. Realitatea se vede.
părinții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Ei, nu-i chiar așa. Și au ajuns pe versantul celălalt. Uite ce frumos e aici, uite în stânga, cât de frumos sunt împodobiți brazii ăștia. Să stai să-i admiri, să-i te încarci cu energie. O splendoare. Cât de relaxant este să conduci pe un drum dintre ăsta și să mergi printre brazi. Și încărcați așa de iarnă. S-a așteptat monumentul ăsta. S-a lăsat așteptat. Cred că mai avem încă de urcat. Bănuiesc, nu cred că este... Aici e o tiroliană, cred. Ia să vedem. Ceva sporturi dintre astea. A, uite acolo să vedem în față monumentul. Uite-l. L-am descoperit. Bine că e la distanță. Noi avem de mers până acolo. Cred că de acolo este o priveliște a întregului masiv muntos în Văliu. Aprecia constructorii din vremea aceea cu utilajele care erau atunci în anii 60, i-au realizat drumurile astea. Uite palma aia. Ei, deci aici au dat constructorii palma. Acolo vreau să opresc. Exact sub palma ce e. Văd că este aici parcare. Văd unde pot urca acolo. Pe unde? Cred că da, nu? Ia să văd aici dacă pot să urc. Pe DN17 am încă un kilometru.
Da, domnule, aici așa dau constructorii palma. Ia să văd eu acum ce-au făcut și unii și alții. Uitați ce priveliște de aici, de sus. Munții cu pădurile și drumul. Și aici este monumentul. Mergem acum să vedem ce scrie acolo. Are o placă. Deci așa, construcția drumului național Sadova-Rădăuți s-a terminat în anul 1968 de către șantierul de drumuri Suceava din întreprinderea construcției Transportul Iași, beneficiar Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași. Iar ce m-a impresionat pe mine aici este balata drumului național DN17A Sadova-Rădăuți. Culeasă de la muncitorii care au participat efectiv la construcția monumentului drumului aici denumiri, numii Martinescu, tot Martinescu Gheorghe, Martinescu Artur și Blajinski Gheorghe. Și spune așa: pe acest mândru plai, blând și dulce rai, cu cărări de soare, cu flori și izvoare, meșteri mici și mari, drumuri și podari, din greu au trudit și au construit, din pământ și piatră, drumul către vatră și apoi mai departe, după gând și carte, drumul tot mai lung, până în câmpul lung. Și aici, la hotar, au lăsat în dar, în semn de cinstire și de prețuire, cea mai mândră floare, palma muncitoare. Vremuri s-or primeni, stele s-or roti, dar cei ce or veni își vor aminti cum s-a construit drumul pomenit, pe acest mândru plai, blând și dulce rai, pământ românesc și dar strămoșesc, cu cărări de soare, cu flori și izvoare. Bravo, frumos! Am venit repede la mașină, că bate un vântișor aici, cu toate că sunt minus 2, minus 3 grade, dar e jale ce-i afară. E jale, înghețăm. Acum să vedem ce au făcut cei de pe partea asta a muntelui. Vedem drumul și în partea asta. Aici, da, într-adevăr, frumos. Vara, cred că este și iarna. Fiecare anotimp e cu farmecul lui. Și probabil că sunt și alte... Uite acolo, uite, mirese, ce face acolo? Face poze, ia. Doamne, au venit aici la ședință foto. Hai să mergem mai departe. Aici parcă e un pic mai multă zăvadă, probabil, de partea dinspre nord. Drumul s-a născut aproape odată cu mine. Bineînțeles că probabil covorul asfaltic a mai fost împroaspătat, că nu cred eu că de atunci ținea.
Și am ajuns și la marginea. Localitatea renumită pentru ceramica neagră. Uite, vezi, simbolic, au făcut și ulciorul ăsta, oala asta, castronelul. Ce caracterizează localitatea? Da. Deci, comuna, comuna, comuna mare. Comuna, da. Acum să mergem undeva, noi am mai fost pe aici, dar am venit din altă direcție, de la, care Putna. Vine de la Putna spre Gura Humorului. Ei, noi acum am venit pe partea asta, am vrut să vedem monumentul Palmii, Palmii cu... La Palma. La Palma. Da, și să vedem ce găsim pe aici, dacă mai este deschis, nu? Ce noutăți mai găsim. Da. Adevărul că sunt meseriași în zonă. Probabil că și terenul sau, nu știu eu, zăcămintele de aici le permit să prelucrez, să prelucrez în modul ăsta argila, zic eu. Din argilă se fac. Este loc aici să parchez? Hai să intrăm un pic aici să vedem care este. Mergem și la atelierul. Da, același atelier de așa. Acum să vedem dacă lucrează. E sâmbătă astăzi, ar trebui totuși să lucreze cineva și la atelier ca să ne arăte cum prelucrează. Da? Da, măcar să vedem în magazin dacă ne dă voie să filmăm. Ceramica, atelier și magazin. Am tras cu coada ochiul și am văzut aici cam ceea ce fac meseriașii de aici. Câte forme, câte mărimi și cât îndemână are la ei. Ia să intru aici la băieți și să vedem atelierul. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să vă rog să prezentați pentru publicul larg, pentru abonații mei de pe canalul Mihai Turcea, cum modelați lutul, să zicem așa, nu? Da, noi îl numim humă sau argilă. Argilă. Dar după cum am văzut și din ce am mai studiat, am văzut că sunteți renumiți pentru ceramica neagră. Da, este vorba despre culoarea finală. Dar procesul tehnologic începe din carieră, din locul de extracție. Avem aici în sat un loc unde se găsește această argilă, se extrage, se aduce la atelier și ea trebuie preparată, trebuie amestecată cu apă, trebuie frământată până devine o pastă omogenă. Ca să puteți să o modelați. Da. Apoi trece la modelarea propriu-zis la roată. Pe cum vedeți, folosim roata olarului. Dăm formă vaselor. Facem aproape orice model. Vă închipuiți și ne vine și nouă în minte. În cazul de față este o vază. Facem ulcioare, facem căni, facem carafe pentru vin. Oale pentru sarmale, ulcioare pentru lapte, facem, v-am spus, lustre, orice facem, orice model se poate face la data. Apoi se pun la uscat. Dacă observați, rafturile sunt pline cu obiecte care stau la uscat. Undeva la 2 săptămâni durează perioada de uscare. În acest timp se pot decora. Priviți cele din partea stângă, sunt decorate, sunt decupate. Ne înfrumusețeam cum știm noi mai bine. Și după ce s-a uscat, ele se deschid la culoare. Urmează a fi băgate la cuptor, unde focul se face cu lemn de brad. Cât perioada durează? De ardere, timpul de ardere este de 8 ore, până se ajunge la temperatura de 700 de grade. În acel moment, cuptorul se închide ermetic, astfel încât să nu pătrundă oxigen în interior. Fumul din interiorul cuptorului pătrunde în porii vaselor până acestea devin negre. Asta este tradiția, culoarea neagră, și acesta este procedeul tehnologic de ardere, prin care noi obținem culoarea neagră. Cât ați, am terminat vaza, am tăiat-o de desubt,
am desprins-o. Frumos, spectaculos. Și urmează pașii tehnologici pe care le-am explicat mai înainte. Mă bucur că încă mai sunt meseriași. Să vă arăt cum se face un castron. Sau hai să vedem, sunt un castron. Un castron. Uitați-vă un castron. Tradiția olăritului la noi în familie și în localitate se transmite din tată în fiu. Frumos. Copiii de la vârsta de 7 ani încep să lucreze alături de părinți în atelier și astfel noi continuăm meșteșugul. Ucenicia durează undeva la 4 ani de zile. Nu chiar așa de ușoară meserie. Ca o facultate. Și trebuie zi de zi să lucrez ca să nu-ți pierzi antrenamentul. Ca un sportiv. Eu cred că e mai mult artă decât meserie, că dacă nu pui dragoste în ceea ce faci, nu știu cât de frumos iese lucrul final. Da, să zicem că olăritul e considerat o artă, ca și pictura, celelalte. Asta e castronelul. Păi și castronelul. Să vă-l arăt la lumină, mai bine. Frumos. Da. Cam așa arată produsele finale, cu un pic de dragoste, cu muncă multă, care treceți prin zonă, păcat să nu vă luați un obiect și să îl aveți ca amintire.